Numele meu este Bozian Elena, am 23 de ani și sunt inginer. Lucrez la uzina de la Mioveni, întocmesc catalogele de piese pentru mașini, pentru piesele de schimb prin servisuri. Îmi place, mă regăsesc în asta, dar mă regăsesc mai mult în muzică. Am vrut să-mi demonstrez că pot. După ce a aflat prietenul meu, el m-a sprijinit foarte mult și mi-a dat curaj. Mama, tata, adică pentru ei cred că e cam indiferent că sunt aici sau... Nu zic că nu mă iubesc sau... Dar ei au fost mai mult, lasă mamă, du-te și fă de inginer. Muzica e pentru altcineva, nu pentru tine. Am avut foarte, foarte puțină încredere în mine. Nu știu, mă simțeam descurajată tot timpul, aveam impresia că nu o să fac nimic bine în viața asta, că nu o să ajung nicăieri, că părinții mei oarecum, nu știu, cred că s-au cam plictisit la mine să mă mai încurajeze. Pentru mine a fost o mare, mare surprindere că am reușit să ajung până în punctul ăsta, pentru că nu am cunoștințe muzicale. Adică eu tot ce am făcut, tot ce m-am dezvoltat, a fost singură acasă în fața unui laptop cu vocalize de pe internet, singură, fără să-mi arate nimeni absolut nimic. Ăsta e și motivul pentru care eu nu am spus la nimeni că sunt la Vocea României. De teamă să nu vină alți oameni să-mi spună: știi că tu nu ești suficient de bună să mergi acolo. Adică că nu a știut absolut nimeni decât prietenul meu cu o săptămână înainte, pentru că vroiam să mă ajute să mergem împreună, să nu fiu chiar singură. Și-a dorit de mult, n-a avut încredere în ea și... Dar tu ai încredere în ea? Nu veneam aici. Am înțeles.